Nu să vă supărați dacă acum o să fac încheierea, da? Îmi permiteți să... Pentru că... Domnul Schladner, doriți să spuneți două vorbe? Nu? Sigur nu. În încheierea acestei lansări vreau să vă comunic două gânduri care mi-au trecut prin minte ascultând prietenii și colegii care au vorbit. De fiecare dată când e vorba de asemenea situații, deci de condamnați politici, de oameni torturați, de toate victimele acestor orori, apar două probleme, iertarea și suferința. N-am înțeles niciodată pe cei care vorbesc de iertare în afara economiei din care, economiei dialogului din care face parte iertarea. Pentru Dumnezeu, nu cred că există iertare în absența celui care ți-a provocat suferința și care se instituie în partea care cere iertare. Nu există iertare în afara unei căințe. Dacă eu voi fi victima cuiva, nu voi putea niciodată să-l iert dacă nu-mi cere iertarea. Așa încât o iertare n-am să o consider cu putință, chiar dacă vine din partea celui care a suferit. E nevoie fiecare dată de căința torturatorului, torționarului. Iertarea trebuie să se acorde așa. Al doilea lucru. Mi-am pus întrebarea citind această carte dacă suferința este o garanție în sine pentru moralitate. L-am auzit la un moment dat am auzit-o pe una dintre victimele închisorilor comuniste spunând punctul zero al moralității era în închisori. Punctul zero al moralității este deținut de cei care au trecut prin închisoare. Nici asta nu. Nu există puncte zero ale moralității. În primul rând, că suferința în sine nu îți dă un certificat de moralitate. De ce? Pentru că fiecare om își prelucrează suferința la nivelul ființei lui individuale. Poți să prelucrezi suferința devenind turnător, soare. Poți să-ți prelucrezi suferința devenind un trădător al colegilor tăi sau devenind un sfânt. Suferința în sine nu este decât premiza unei provocări de viață. Sigur că da. Trebuie să accepți că suferința este o experiență care poate să te apropie de limitele condiției umane altfel decât se petrece cu cei care nu au cunoscut-o. Din acest punct de vedere, oamenii care au trăit în Est au șansa unui bagaj existențial mai bogat decât acelor care au trăit în Vest fără să trăiască comunismul sau altă oroare a istoriei. Așa cum vă spuneam, moralitatea nu trece automat prin suferință. Ea poate să se nască între zidurile închisorii sau în afara ei, pentru că fapta bună poate să aibă chipuri infinite. E adevărat că în închisoare se pune problema încercării fibrei morale a unui om. Dar nu totdeauna încercarea asta dă rezultate neapărat pozitive pentru cel care este supus acestui experiment. Ultimul lucru, și cu asta m-am oprit, am citit enorm de multe cărți despre universuri concentraționale. Enorm de multe. Zeci și zeci și zeci. De fiecare dată am fost confruntat cu o oroare atât de mare, încât pentru a mă putea apăra, mi-am spus că lucrurile astea nu fac parte din realitate. Și dacă veți citi cartea asta, ca orice carte care dă documente, mărturii despre ce înseamnă tortura în condițiile astea, vă veți apăra spontan, pentru că nu vă puteți transforma, nu vă puteți transpune în situația celui care este torturat. Și nicio ființă umană nu poate să asume o cantitate infinită de suferință. Deci nu poți prelua empatic absolut toată suferința lumii. Și atunci transformi în ceva neverosimil acele lucruri. Ți se par povești. Începi să le citești ca pe povești. Când am aflat că mama Monica Ilovinescu a fost luată la 72 de ani noaptea la ora 2 din casă,
aruncat în închisoare și după o vreme aruncat în camera de morgă considerată moartă și s-a trezit acolo noaptea la morgă, mi-am imaginat că lucrul ăsta s-ar fi întâmplat, aveam vârsta pe care o avea Monica Lovinescu când s-a întâmplat asta cu mama ei. Mi-am spus că nu e suportabil și imaginabil un asemenea gând. Când unul dintre intervievații acestui volum spune la Pitești era iadul pământului, atunci într-adevăr sunt înclinat să cred că ceea ce înseamnă categoriile în care funcționăm noi, iadul și paradisul viitoare, sunt de fapt categorii pământene. Pentru că numai oamenii pot să construiască iadul. Nu cred că există iadul transcendent, dar cred că există iadul imanent. Și astea spun în fond aceste cărți. Și pentru că aceste lecturi mi-au cutremurat de fiecare dată ființa într-un mod insuportabil, a trebuit să caut o explicație. Cum de e cu putință așa ceva în lăuntru specii umane? Cum poate un om să-l tortureze pe altul? Puteți dumneavoastră, cei de aici, să vă imaginați că ați putea scoate ochii cuiva cu un cuțit sau că i-ați putea tăia capul cu un cuțit în fața unei camere video? Bănuiesc că niciunul de aici nu-și revendică această posibilitate. Și atunci, fără să vrei, îți imaginezi că specia umană nu e unitară, că există două specii înăuntru aceleiași specii, că aparențele sunt comune, dar că interiorul invizibil este profund diferit. Și am fost înclinat de fiecare dată, de ani de zile, să recurg la modulul Cain și Abel și să-mi spun că pe semne că omenirea este formată din urmașa lui Abel, care nu pot scoate ochi, și din urmașa lui Cain, care pot tăia capul cu un cuțit în fața unei camere. Mulțumesc!